thank you Psalmul 51 Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nerejuirea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea Ta, așa că vei fi drept în hotărârea Ta și fără vină în judecata Ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat, m-a să mislit mama mea, dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii fă dar să pătrundă înțelepciunea înăuntrul meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarceți privirea de la păcatele mele. Șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Doamne, deschide buzele și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. În îndurarea ta varsă-ți binefaceri la suprasionului și zidește zidurile Ierusalimului. Atunci vei primi jertfe neprihănite, arde de tot și jertfe întregi atunci se vor aduce pe altarul tău viței. La 28 august anul 430 după Hristos, cu doar câteva zile înainte de invadarea orașului Hipona, inima Sfântului Augustin încetează să mai bată. Singura avere pe care o lasă în urmă sunt cărțile și manuscrisele sale. Cuprins de febră, Augustin nu mai poate coborâ din pat, rugându-se în continuu, în absolută singurătate. Din când în când, printre lacrimi și suspine, intonează psalmii de căință ai regelui David, dintr-un volum pe care îl păstra la căpătâi mereu deschis. În cele din urmă, în ultimele ceasuri, și-a regăsit surâsul împăcat și și-a dat sufletul, rostind un cuvânt din psalm despre încredințarea sufletului către Dumnezeu. Interesant nu cum anumite ramificații, repercursiuni, urmări, doiel chiar din trecutul nostru, ne pot urmări până la finalul vieții. Unul din psalmii în care Augustin s-a îmbăiat și și-a recâștigat liniștea sufletului a fost cu siguranță psalmul 51. Îl vom folosi și noi în această dimineață și ne vom scălda un pic în atmosfera lui pentru a-l folosi, ca un instrument în a investiga starea actuală a sufletului nostru. Una din întrebările cu care lucrăm la cursul de cateheză, cu cei care au hotărât să îl urmeze pe domnul Napabotezului, este această întrebare simplă, aproape banală. Oare cum ar trebui să ne pregătim pentru momentul de la frângerea pâinii? Întotdeauna îi provoc la discuții. Și încerc să pescuiesc de la cei cu care stau de vorbă acele elemente practice care ne ajută mult mai ușor să ne gândim pregătirea pentru clipele acestea. Iată câteva răspunsuri pe care le-am găsit. În primul rând, cred că am avea nevoie de o autoexaminare. Nu o să uit, în anii de început ai slujirii, obișnuiam întotdeauna înainte de cină să fac un exercițiu pretențios, însă de multe ori l-am simțit artificial, de a mărturisi și ceea ce ai făcut și ceea ce n-ai făcut înaintea lui Dumnezeu. Însă Dumnezeul nostru nu pretinde de la noi să-i mărturisim lucruri pe care nu considerăm că le-am făcut, însă așteaptă de la noi ca să fim onești și să fim gata să recunoaștem atunci când am greșit. Poate mult mai înțelept ar fi să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ilumineze gândindu-ne la zilele care au trecut, să putem vedea limpede, bine, așa cum zice și în Psalmul 51, unde am greșit. Un al doilea pas important ar putea fi acela de a cere și sau de a oferi iertare celor care ne-au greșit. E atât de important să venim cu inimile eliberate când ne apropiem de momentul acesta. În al treilea rând, am avea nevoie poate de o zi de post și rugăciune, în care să-l implorăm pe Dumnezeu să ne păstreze sensibilitatea inimii și a cugetului și să-l rugăm să ne păzească de împietrire. Iată la ce ar fi bună o zi de post și rugăciune pregătitoare pentru momentul de la cină. Alții spun că avem nevoie de căință, așa cum ne sugerează și Psalmul 51. Sunt unii care vorbesc chiar de spovedanie din alte contexte religioase. Nu știu ce părere ai tu despre lucrurile acestea, însă cu siguranță în viață sunt probleme serioase despre care trebuie să ne facem timp să stăm de vorbă cu cineva. Și în al cincilea rând, un alt pas practic pe care îl putem face este să anticipăm și să ne pregătim inima pentru recunoștință. Nu cred că poți celebra cu adevărat realitatea jertfei lui Hristos fără să te simți recunoscător, fără ca inima ta să fie sensibilizată înspre acest aspect. Cred că Psalmul 51 este un ghid foarte bun cu privire la felul în care ne putem diagnostica sau radiografia căința noastră. De aceea recomand memorarea acestui psalm. Sunt mai mulți psalmi de pocăință pe care îi găsim în Sfânta Scriptură, însă acesta poate este cel mai cunoscut și cred că ar merita investiția noastră de atenție și orientare spirituală. Una din implicațiile perverse ale teologiei și practicii noastre sună în felul următor. Chiar dacă am păcătuit, îmi cer iertare și știu că Domnul mă iartă. Îți sună familiar raționamentul acesta? Cum se poate ca jertfa inegalabilă a lui Hristos să deraieze, să derapeze într-un asemenea raționament? și cum contracarăm o astfel de tendință? Iată întrebările de căpătâi cu care aș vrea să pornim în cercetarea sau mai degrabă în a ne lăsa cercetați și citiți de Psalmul 51. Titlul pe care vreau să-l dau acestui mesaj sună astfel, gânduri despre necăința noastră. Unora s-ar putea să vi se pară șocant acest titlu, dar oricare dintre noi, când suntem onești și sinceri cu noi înșine, realizăm cu stupoare cât de a anevoioasă este calea asta a întoarcerii înspre Dumnezeu, cu întreaga inimă și cu întreaga ființă. Fiecare dintre noi păcătuiește. E o realitate incontestabilă. Ei bine, și ce facem noi atunci când am păcătuit? cum rezolvăm păcatul din viața noastră. Celor ce au greșit mai grav, le este mai la îndemână să se identifice cu spiritul textului. Dar fiecare din noi merită să se pună pe această scală de măsurat, să vadă cam pe unde este. Dacă în iudaism acest text era folosit la sărbătoarea Iom Kipur, în care se făcea ispășirea pentru păcatele poporului, în creștinism, Psalmul 51 deschide pregătirea pentru sărbătoarea patimilor și învierii Mântuitorului și este recomandat ca lectură în prima miercuri, când începe postul și pregătirea pentru această sărbătoare. Cu alte cuvinte, atât în iudaism cât și în creștinism, Valoarea acestui psalm, din punct de vedere terapeutic, pentru vindecarea sufletului nostru, este incontestabilă și am putea spune că a făcut istorie. Poate că atunci când vine vorba de un păcat scandalos, cum a fost cazul lui David, e posibil să conștientizăm mai repede ceea ce se întâmplă. Dar ce ne facem noi cu păcatele mici și respectabile? Când ne pregătim pentru momentul de la cină. Oare ce auzim noi atunci când citim acest psalm? Sunt patru adevăruri importante pe care le-am descoperit și vom încerca să le redescoperim împreună parcurgând textul acesta și acest psalm al lui David. Primul adevăr, uimitor, este cel care răzbate încă din primele cuvinte, și anume. Singurul temei atunci când am păcătuit sau am dat o îmbară rămâne mila și bunătatea lui Dumnezeu. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După, îndurarea ta cea mare șterge fără de legile mele spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Primul și unicul lucru de care se poate agăța este mila și îndurarea lui Dumnezeu. Iată o întrebare care mi-a venit în minte când m-am gândit la acest psalm. Oare ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu și-ar suspenda pentru o vreme mila și bunătatea față de noi. Te-ai gândit vreodată la lucrul acesta? Trei aspecte i-au rămas lui David de care să se agațe în disperarea lui. Și observați, nu e o întâmplare faptul că textul pornește, țâșnește din această rugăciune invocată către Dumnezeu cel viu și adevărat. Mila vestește o nouă șansă, bunătatea, cuvântul din ebraică, hesed, convingerea că Dumnezeu nu te abandonează, dragostea lui încăpățânată, dragostea care nu înșală, cum ar spune Pavel, și în al treilea rând, îndurarea sau compasiunea divină. Faptul că El te cunoaște, înțelege, simte cu starea ta. Pe de întregul acest întreit eco este un crâmpei din slava care se arată pe muntele Sinai, atunci când Moise în agonia și disperarea lui mijlocește pentru nebunia și pentru idolatria revoltătoare a poporului. Și Dumnezeu îi se face de cunoscut în Exod, capitolul 34, versetele 6 și 7. Dumnezeu a trecut pe dinaintea lui Toată frumusețea sa. Și a strigat: Domnul este un Dumnezeu milostiv și plin de îndurare, plin de compasiune. Dar, și urmează un avertisment. Nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea copiilor în copii până la al treilea și al patrulea neam. Realitate care se verifică pe deplin în istoria poporului Israel. Ecoul răscolitor cu privire la felul în care se poate abuza de harul lui Dumnezeu spre pierzarea noastră sau cum putem fi mântuiți, asemenea lui David, parcă ne dă fiori. Putem schimba în desfrânare harului Dumnezeu sau îl putem lăsa să ne transforme din temelii. Asta depinde de felul în care ajungem să privim harul, favoarea nemeritată a lui Dumnezeu, ca ceva ieftin, facil, de apucat, sau ca pe ceva care ne costă cam tot ceea ce avem. Și poate redescoperirea, cultivarea acelui simțământ inexplicabil de, de uimire, cum s-a îndurat Dumnezeu de mine s-ar putea să ne ofere salvarea din starea în care ne aflăm. La final, David atinge o notă de o sensibilitate aproape insuportabilă. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Doamne, Deschidem buzele și gura mea va vesti lauda ta. E absolut convins că limba, inima și gura lui nu vor mai putea să cânte vreodată decât atunci când Dumnezeu îi va oferi iertarea, miracolul răscumpărării din această situație în care se află. Oare cunosc eu această recunoștință care răzbate prin Psalmul 51. Cel de-al doilea adevăr pe care îl putem învăța este următorul. Singura noastră șansă este să recunoaștem, să conștientizăm ce am făcut. După primele versete în care el imploră bunătatea, mila și îndurarea lui Dumnezeu, îl vedem într-o ipostază foarte interesantă justificând această cerere, această rugăciune, această implorare, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Am putea pune și la modul interrogativ, căci îmi cunosc bine, cât de bine îmi cunosc eu greșelile fără de legile. Observați ce cuvânt grav aduce în atenție David în mărturisirea din acest psalm, în căința sa. De fapt, este cuvântul cap de afiș. Înseamnă a neglija, a sfida rânduiala și ordinea morală a lui Dumnezeu, a trăi cum îți place. De ce vedem cu atâta ușurință greșelile celorlalți și de ce ne vine atât de greu să le recunoaștem pe ale noastre? Oare de ce ne găsim cu atâta ușurință, scuze, justificări pentru ceea ce facem noi, dar suntem intransigenți, neînduplecați când vine vorba de alții. Și cum devedem cu atâta claritate, cum spunea Mântuitorul, paiul din ochiul fratelui nostru și suntem incapabili să identificăm bârna ridicolă care se află în propriul ochi. Ce zici, cam după câtă vreme crezi că a avut David Convingerea să recunoască căci îmi cunosc bine, fără de legile mele, și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Cam după un an, așa ne spune în 2 Samuel, capitolul 12 cu 14, când îl confruntă Natan, nu vei muri, dar copilul care ți s-a născut va muri. Domnului promite iertare, însă arată că sunt anumite consecințe și anumite repercursiuni. Așa cum spune și nota introductivă a Psalmului 51 și altor psalmi, care, apropo, sunt inspirate. Avem locuri în Noul Testament sau în Biblie, în care cei care au tradus au dat un anumit titlu care, ca să ne ajute să prindem ideea pasajului, dar când vine vorba de psalm, toate aceste comentarii. Reprezintă o notă inspirată care ne arată contextul în care Dumnezeu ne-a oferit, ne-a redat acest psalm care ne oferă provocare în această zi. Aceasta a fost prima spaimă pe care David o trăiește, care este declanșată în sufletul lui după aproape un an de zile. Uitați care ar fi câteva lucruri care verifică o atitudine corectă. În care noi recunoaștem, venim cu păcatul și cu starea noastră înaintea lui Dumnezeu. Înseamnă a fi de acord, a conștientiza implicațiile, a înceta să mai dai vina pe alții în viață și ați asuma responsabilitatea. Observați cu câtă insistență Descoperim în mărturisirea lui David: Ai milă de mine, fără de legile mele, nelegiuirea mea, păcatul meu, și înseamnă a mai accepta consecințele pentru ceea ce am făcut. Destul de greu, nu-i așa? Dar poate n-ar fi rău să ne întrebăm care sunt până la urmă consecințele păcatului? Și ar merita, poate, să mai treci încă o dată prin Psalmul 51 și să identifici cu creionul în mână lucrurile care se întâmplă în viața lui David datorită păcatului, datorită fără de legii. Observăm că păcatul îți fură bucuria și pacea sufletului, deși îți promite fericirea supremă. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale, fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit se vor bucura iarăși. Observați, câtă dorință de a-și recapăta bucuria de altădată, apoi păcatul îți afectează, afectează viața celor din jurul nostru la care ținem de multe ori cel mai mult. Moartea copilului, în Samuel găsim chiar la plural moartea copiilor, pierderea reputației morale în fața celor cunoscuți, în fața celor din familie, moartea lui urie hetitul în contextul acesta. Păcatul este și o palmă peste obrazul lui Dumnezeu. O notă care s-ar putea un pic să ne deruteze, în care David insistă și spune împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Surprind această dimensiune cosmică a păcatului, a fără de legii, a ticăloșiei noastre. Mai mult decât atât, păcatul însingurează, păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Cât de chinuitoare este această experiență. Apoi, păcatul împietrește. De ce n-a venit David mai repede? Cu siguranță a fost rușine, erau alte lucruri, repercursiuni de la lucrurile acestea. Era greu să vină, să le recunoască, să le mărturisească. A fost nevoie de aproape un an de zile ca el să stea față în față cu păcatele și consecințele păcatelor sale. Mai mult vinovăția pe care o trăiește, care îl pătrunde, care îl perpelește. Dumnezeule, observați uh, insistența asta, repetiția cuvântului, Dumnezeule izbăvește-mă de vina sângelui vărsat. Însă este și o atitudine salvatoare care în, ce, în cele din urmă aduc această căință în viața lui. Mai mult sentimentul acut de maculare, pângărire, contaminare. Spală-mă cu desăvârșire. De ce această notă, această subliniere? De ce cu desăvârșire? Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Element folosit și în curățirea de lepră, în acea purificare în care numai puterea lui Dumnezeu aducea vindecarea și eliberarea de care aveam nevoie. Și nu în ultimul rând, frica pe care păcatul o aduce în viața noastră. Este o notă tulburătoare, ori de câte ori citesc psalmul acesta și mă gândesc la realitatea Vechiului Testament din Samuel. Când David era la curtea lui Saul și de atâtea ori era să fie țintuit cu sulița datorită nebuniei împietririi în care se găsea Saul pentru că Duhul lui Dumnezeu se depărtase de la el și era muncit de un duh rău, și David, în psalmul acesta, dă glas acelei stări, acelei traume, acelei experiențe imposibile. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Iată câteva din consecințele inevitabile ale păcatului. Orice păcat este o trădare a iubirii care ne-a creat și ne-a recreat, o mutilare a chipului sădit în noi. Și o înjosire a semnului nostru. Observați această uh, tridimensională lovitură fatală a păcatului în relația cu Dumnezeu, în propria viață și în viața celor de lângă noi. Foarte interesant și vocabularul pe care îl folosește David. Fără de lege, nelegiuire, păcat și rău. O sfidare a ordinii morale a lui Dumnezeu. O ticăloșie o ratare a menirii, a țintei pe care vrem să o atingem în această viață și o identificare a răului care se află în propria inimă. Păcatul, vrem nu vrem, se contabilizează de fiecare dată în pierderi de vieți, răni, traume, victime, mutilări, efecte colaterale la care nu ne gândim, aspră robie și amăgirea sau înșelăciunea păcatului. Vedem? Oare cât de limpede conștientizăm noi ceea ce am făcut? Gândindu-ne la săptămâna care a trecut, la săptămânile care au trecut, la anumite rele, lucruri nepotrivite din viața noastră. Cel de-al treilea adevăr pe care îl învățăm din acest psalm sună în felul următor. Singura soluție este transformarea făcută de Dumnezeu. Un vector foarte important de urmărit în această rugăciune de a lui David este ceea ce îi cere David lui Dumnezeu. Ai milă, șterge, spală-mă, curățește-mă, fă să pătrundă înțelepciunea în lăuntrul meu, curățește-mă din nou, observați, cu isop, spală-mă, întoarceți privirea, Șterge toate și apoi ajunge la un verb foarte interesant, zidește în mine o inimă curată Dumnezeule și pune în mine un duh nou și statornic. Și apoi insistă, izbăvește mă, sprijinește mă cu un duh de bunăvoință. O să revin la acest verb, la acest cuvânt important, zidește, pe care voi încerca să-l explic un pic mai târziu. Repetiția asta întreită, te cam ia cu amețeală. Șterge, spală-mă, curățește-mă. De ce insistă în felul acesta, în genul acesta de repetiție? Lucrul acesta ne comunică un sentiment copleșitor de murdărie, pângărire, întinare, mânjire, contaminare, Degradare, spurcare, profanare, pătare și jegoșire. Parcă nu ne vine să credem ce repercursiuni au păcatele în viețile noastre. Ștergerea implică anularea din cazier a datoriilor sau a dovezilor de păcătoșenie, spălarea trimite la procesul curățirii și îndepărtării petelor. În timp ce curățirea ne duce cu gândul la procesul purificării și readucerii obiectului în starea de dinainte. Nu știu cât de deranjat ești de pete, dar uneori ești nevoit să arunci anumite obiecte care au fost spătate. Poate ai frecat nu odată pentru a îndepărta o pată care părea una superficială dar ai conștientizat că este mult mai profundă și uneori, frecând, insistând într-un anumit loc, ți-ai dat seama că lucrul respectiv, pantalonul, rochia sau poate pantoful, s-a deteriorat de la încercarea ta de a îndepărta petele. Observați? Dar atunci când vorbim de anumite pete care se alipesc de sufletul nostru, de viețile noastre, de inimile noastre, Imaginea pângăririi este una și mai neliniștitoare, deoarece ne comunică sentimentul că Dumnezeu ezită să se apropie de, dumne, de noi. Dumnezeu nu se poate apropia de noi. Câtă vreme răul nu este îndepărtat din profunzime. Anumite lucruri ne comunică imaginea asta a pângăririi, a spurcării, pur și simplu nu pot coexista împreună. Și trebuie să facem ceva în privința asta. Dar ce? Problema e că numai Dumnezeu poate îndepărta răul care s-a făcut. Dacă ar fi doar versetul 5 din Psalmul 51, am avea impresia că David încearcă să-și găsească o scuză pentru păcatele sale. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Însă urmează versetul 6. Dar tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii. Fă dar să pătrundă înțelepciunea în lăuntrul meu. Această tensiune, această recunoaștere, acest realism de care dă dovadă, mi se pare impresionant și rugăciunea în care cere ca adevărul lui Dumnezeu să pătrundă în inima, în străfundurile ființei sale, este o rugăciune remarcabilă pentru un astfel de psalm și pentru astfel de popas la cina Domnului. După mine, punctul critic al psalmului 51 îl reprezintă însă versetul 10. Cred că unul dintre cele mai neașteptate lucruri cu privire la acest text din Psalmul 51, este faptul că Voltaire a început să scrie o parodie la Psalmul 51, însă când a ajuns la versetul 10, n-a putut merge mai departe și a trebuit să se oprească. Zidește în mine o inimă curată Dumnezeule și pune în mine un duh nou și statornic. Onestitatea realismului David, bunul simț legat de răul și neputința care zac în noi, l-au pus pe gânduri până și pe un ateu. Dar pe de altă parte, imaginea cutremurătoare a răului care răzbate din aceste rânduri este că păcatul nu e un simplu accident, o simplă eroare, ci e o boală congenitală a inimii care necesită intervenția supranaturală și directă a lui Dumnezeu. Să fie o pură întâmplare că David alege să folosească cuvântul zidire, creiare, care este unul din primele cuvinte ale Sfintelor Scripturi care deschide Cartea Geneza. La început, Dumnezeu a creat, a zidit. Și David apelează la aceeași putere pentru inima lui, pentru problema pe care el o întâmpină și o găsește în sufletul său. Cât de mult avem de învățat din acest gând, din acest element trepidant, cu tremurător la care ajunge psalmul în punctul acesta. După cum spunea cineva, citez, problema mea nu este că am nevoie de, de iertare pentru o anumită greșeală, ci de răscumpărarea din problema, pericolul care sunt eu însumi. Când ai trăit ultima oară senzația asta? Când m-am rugat ultima dată de o asemenea manieră și intensitate? Cel de-al patrulea adevăr care reiese atât de frumos din Psalmul 51. Sunt în felul următor. Singura speranță pentru Dumnezeu și lume sunt oamenii zdrobiți. Atunci, voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Sau ceea ce spune chiar la final, în îndurarea ta, varsă-ți binefacerile asupra Sionului și zidește zidurile Ierusalimului de ce, dacă e un psalm de pocăință, s-ar gândi la alții? Vede legătura dintre el și cetate, dintre el ca împărat și ceilalți oameni care sunt în prejurul lui. Unde se vede căința noastră? Deși sunt unii comentatori care consideră că acest psalm este compus în numele lui David după experiența robiei, eu cred că este mai degrabă un imn personal de căință. Dar ceea ce șochează este că nu rămâne doar la acest nivel personal. Are în vedere cetatea, societatea, oamenii care ne înconjoară. Oare de ce? Mesajul răspicat pe care ar trebui să-l auzim, fiecare este următorul. Experiența autentică a căinței duce la vindecare și în zdrăvenire socială. Când se produce înzdrăvenirea socială? Oare nu atunci când suntem capabili să identificăm, să reperăm răul din noi și să-l smulgem afară? Acesta este primul pas care duce la o societate normală în care poți să trăiești și în care îți face plăcere să viețuiești cu cei de lângă tine. Am rămas surprins cât de mari au fost caieții care au crescut după ploile care au trecut în gazonul din fața blocului. Dar am fost și mai surprins când am încercat să îi smulg afară și am văzut cât de mari erau rădăcinile după aceste ploi. Dacă nu procedezi în felul acesta, într-un timp foarte scurt o să-i găsești la loc. Dacă vrei să scapi de ei, cel puțin pentru o vreme, n-ai altă șansă decât să-i smulgi cu totul din rădăcină. Și aceasta e imaginea care aș vrea să ne pătrundă în suflete, la finalul acestui psalm. Așadar, până la urmă, unde sau cum se verifică, unde se vede căința noastră? În zdrobire, compasiune, transformare, răscumpărare răului și recunoștință. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat. Oare unde se vede această izbăvire, răspunsul la această rugăciune? Uitați ce spune David. Dacă ai fi voit jerfe, ți-aș fi adus. Dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Măhnirea autentică cu tremurarea interioară în fața răului care zace în noi, este un semn cu privire la căința din viața noastră. Apoi, spune David, atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă. Este elementul de compasiune. Cred că oamenii cu inima cea mai plină de compasiune pe care i-am întâlnit în viața mea sunt cei care au trecut prin eșecuri, prin falimente în viață și care știu în mod natural firesc să se apropie de cei care au căzut în vreo greșeală. În al treilea rând, David se roagă: zidește în mine o inimă curată Dumnezeului. Vorbește despre transformare. Apoi, spune David, și păcătoșii se vor întoarce la tine. Observați cum răul poate fi ispășit, răscumpărat prin întoarcerea oamenilor la Dumnezeu, prin practicarea binelui, prin trăirea în voia lui Dumnezeu. Și nu în ultimul rând. Rugăciunea lui David, Doamne, deschide buzele și gura mea va vesti laudata. Oarecum sună recunoștința dintr-un suflet iertat, scăpat, izbăvit, înnoit de bunul Dumnezeu. Cam aceasta este experiența căinței pe care David ne-o pune înainte prin psalmul 51. Am întâlnit oameni care regretă și manifestă o efuziune emoțională neașteptată. Deși îmi propun să nu mă las furat de momentele astea emoționale, dar nici nu mă grăbesc să judec, să pun la îndoială calitatea pocăinței cuiva, întrebarea rămâne inevitabilă de fiecare dată. De unde știi că va duce la schimbare și transformare? Simplu, factorul timp. Căința reală se vede întotdeauna în timp, în schimbările, în efectele de lungă durată pe care le produce. Oare nu asta ne dorim? Oare ce-ți dorești după întoarcerea și apropierea de Dumnezeu într-o anumită problemă, în confruntarea cu un anumit păcat? Nu ca lucrul acesta să producă schimbare, revitalizare, acel duh nou și statornic pe care David îl invocă? Un lucru foarte interesant, la finalul psalmului 50, versetul 23, găsim următoarele cuvinte. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Însă lucrurile nu se opresc aici. Și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Observați? Mulțumire și veghere și sublinierea aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. La fel și psalmul 51, la final, ne conferă o notă asemănătoare. Dacă ai fi voit jerfe, ți-aș fi adus. Dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duc zdrobit. Și atât de mult îmi place nota aceasta, în care orice persoană care a păcătuit se poate regăsi. Dumnezeule, tu nu disprețuiești, o inimă zdrobită și mâhnită. La fel cum mulțumirea fără veghere este penibilă, tot așa practica religioasă fără căință este scandalosă și revoltătoare înaintea Bunului Dumnezeu. Cum vine aia să avem jertfa inegalabilă a lui Hristos și să nu ne facă mai buni? separarea, despărțirea cântării de responsabilitatea morală și a practicii religioase de pocăință, după cum demonstrează experiența milenară a iudaismului și creștinismului, este pericolul cel mai mare care ne paște. Acesta e gândul înfiorător care răzbate din acest psalm 51. Oare n-ar fi cazul să ne lepădăm de această erezie azi. Chiar dacă am păcătuit, în cer iertare și Domnul mă iartă. Ce hotărăști să faci tu în această privință? Oare n-a sosit vremea să smulgem din rădăcină acel viciu, acel păcat, chiar acum? Gânduri despre ne pocăința noastră este tema dominantă a Psalmului 51. Chiar, cum te pregătești tu pentru frângerea pâinii? Pentru prima dată, cred că am sesizat un proces în Psalmul 51 care este reluat. Este reiterat. Asta înseamnă că secretul este să-l repetăm mereu și mereu, nu doar înainte de cină, ci pe parcursul fiecarei săptămâni, a fiecarei zile. Observați felul în care ne conduce prin text înșiruirea, cascada verbelor: ai milă, șterge, spală-mă, fă dar să pătrundă înțelepciunea în lăuntrul meu, curățește-mă, observați cum reia procesul, fă-mă să aud veselie și bucurie, întoarceți privirea, șterge, zidește în mine. O inimă curată Dumnezeule. Oare cât de familiar sunt eu cu această realitate? Dacă primele nouă versete repetă mereu și mereu cuvintele legate de păcat, fără de lege, nelegiuire, ultima parte a psalmului, prin invocare și repetarea numelui lui Dumnezeu, creează un balans, un echilibru aproape perfect. Cum spune cineva, autorul acestui psalm la nivel literar, poetic și literalmente se golește de păcat și este umplut de har. Îți dorești lucrul acesta? Valabilitatea fiecărui adevăr pe care l-am descoperit în această dimineață se verifică printr-o tensiune creativă care îți poate echilibra viața? Singurul temei? Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. A avea în vedere doar dreptatea lui Dumnezeu îi nenorocește și înspăimântă, îi îndepărtează pe oameni la fel cum a avea în vedere doar aspectul milei și a bunătății lui Dumnezeu, te poate înstrăina și te poate împietri. Această tensiune creativă îți echilibrează viața. Ai milă de mine, Dumnezeule, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Singura șansă, căci îmi, căci îmi cunosc bine, fără de legile, și apoi spune împotriva ta. Numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Trei, singura soluție. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămizlit mama mea, dar tu ceri ca adereu, adevărul să fie în adâncul inimii, fă dar să pătrundă înțelepciunea în lăuntrul meu. Unul din ecourile cele mai puternice pentru sufletul meu din acest psalm. Și în al patrulea rând, singura speranță. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus. Atunci vei primi jertfe neprienite, arderi de tot și jertfe întregi. Senzația când David spune Ținuți -ți plac arderile de tot, îi cumva că Dumnezeu respinge în totalitate lucrul acesta. Însă David. Se referă la pierderea dimensiunii morale a căinței în fața acestei realități. Voi încheia cu o singură întrebare pentru cuget. Când am avut ultima dată parte de o căință reală? Dumnezeule, tu nu disprețuiești? o inimă zdrobită și mâhnită. Cunosc eu ce înseamnă să ai o inimă zdrobită? Încăința adevărată, cunoașterea păcatului și a harului coincid, spunea marele reformator Martin Luther. Un verset absolut Uimitor pentru mine, din Proverbe 16 cu versetul 6, spune astfel. Prin dragoste și credincioșie, omul ispășește nelegiuirea și prin frica de Domnul se abate la, de la rău. Oare nu asta înseamnă o căință adevărată? Ca iertarea lui Dumnezeu să aducă vindecare, și îndreptarea lucrurilor în jurul nostru, în viața noastră, în locul în care Dumnezeu ne-a așezat. Este pentru mine căința o experiență firească sau una forțată, artificială? Patru îndemnuri sublime din acest psalm. Și voi lăsa ca David, prin cuvintele lui, să ne conducă în închierea meditației din această dimineață. Ai milă de mine, Dumnezeule, căci îmi cunosc bine fără de legile. Fă dar să pătrundă înțelepciunea în lăuntrul meu. Și în al patrulea rând, Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Doamne drag, suntem absolut copleșiți, năuciți, dați peste cap, nu doar de onestitatea cuvintelor lui David, ci și de puterea ispitei și a păcatului în viața noastră a fiecăruia. Mă rog, Doamne, ca să ne dai o inimă curată, un cuget bun și o credință neprefăcută. Și aș vrea, Doamne, ca să ne păstrezi cugetul curat înaintea Ta, ori de câte ori deschidem Sfânta Scriptură ca să putem simți, să putem adulmeca adierea Duhului Tău, care vorbește, care cercetează, care are putere să schimbe. Și ne rugăm pentru această schimbare din temelii, care transformă, care este dătătoare de speranță. Mă rog pentru mine și pentru toți cei care ne ascultă și, și ne urmăresc. Tată drag, în numele Domnului Isus și prin Duhul Sfânt am rugat. Amin.